Șeful sau unul dintre liderii Galeriei Rapidului, bună seara! Și invitațiilor dumneavoastră! Frumos! Ați sărbătorit? Ne auzim? Alo? Da? Vă aud întrerupt. Bun, ziceam frumos aseară, a fost frumos, meciul a fost frumos aseară. Vă întrebam cât ați sărbătorit? Da, a fost o seară reușită. Ne-am bucurat împreună cu băieții după meci, după care am mers fiecare la casele noastre. Pe de altă parte, da, astăzi fiind o zi lucrătoare. Bun, pe de altă parte, puteți face până la urmă pace cu cei de la cu Mustață, cu galeria celor de la FCSB, să nu mai fie situații de genul acesta, dar ei v-au acuzat că voi ați fost primii care ați greșit. La ce situație vă referiți? La faptul că în urmă cu un sezon le-ați promis un număr de bilete, după care nu le-ați mai dat aceleași bilete, ei se pregăteau cu o coreografie, de aceea v-au dat puține bilete la acest meci și așa mai departe. În primul rând, ei nu prea se pricep să facă coreografie, după cum s-a văzut și aseară la meci. În al doilea rând, eu le-am promis că le voi da toată peluza în contextul în care nu sunt abonamente, după care conducerea a venit, au vândut abonamente în acea peluză și nu puteam să îndrumăm posesorii de abonamente în alt loc al stadionului. În acest context nu am putut să le dăm peluza din Giulești. Dar pentru noi nu este o problemă că ne-au dat doar atâtea bilete. Că ați văzut dumneavoastră, 2400 de rapidiști, i-am redus la tăcere pe toți cei 37.000 de cetățeni. Da, v-ați auzit bine pe tot parcursul meciului. Păi Galeria Rapidului are tradiție, are istorie. Ei săraci, amărâții, de-abia sunt înființați de câțiva ani de zile. Trebuie să mai crească și la capitolul galeriei. Nu sunt chiar înființați de câțiva ani de zile, că vin din partea cealaltă, de la Ghencea. Nu au cum să vină de acolo, că am fost în Ghencea miercuri. Și miercuri a fost un meci pierdinte. Ambele peluze s-au ridicat la standarde europene. Gure. Da, păi până la urmă, cu cine ați jucat aseară? Cu FCSB sau cu Steaua? Cu cine considerați că ați jucat? De unde ați venit pregătiți? Cu Steaua Agricultorilor de România. Da, știu că atunci când ați jucat prima dată meciul de pe Arena Națională cu CSA Steaua, primul meci dintre cele două echipe, ați avut un banner în care am întrebat 100 de români, 99 ne-au spus că CSA este FCSB, după care știu că anul trecut ați ironizat și ați întrebat iarăși printr-un banner cine este Steaua, FCSB sau CSA. De aceea vă întrebam până la urmă aseară. Noi ne distrăm și cu aia și cu ceilalți, ne distrăm cu amândouă. Am înțeles. Dacă am ajuns în anul 2023 să jucăm să fie două stele, două Craiove. Vi se pare că e corect ce se întâmplă sau cum vedeți dumneavoastră din punctul de vedere al galeriei rivale până la urmă? Că na, aveți o rivalitate cu Steaua. Nu vreau să comentez. Întrebați oamenii din Federația Română de Fotbal. Cred că e tot în măsură să vă răspundă la această întrebare. Ok, haideți să vorbim despre echipa dumneavoastră atunci. De Galeria Rapidului, dacă vreți să mă Nu, despre echipa dumneavoastră vreau să vă întreb. Ce credeți Rapidul acum a demonstrat că are față de titlu în acest sezon? Mai ales că a fost o victorie importantă în deplasare. Se știe că în ultima vreme echipa n-a avut. Să vorbesc eu despre titlu. Echipa Rapidului aseară ne-a arătat respect, atitudine și acea personalitate pe care ne-o cerem jucătorilor. Da. Vă salut, domnul Bocciu, Ciprian Panait sunt. Bună seara. Vreau să vă felicit și eu pentru atitudine și nu pentru meciul ăsta în mod special. Sigur, toată lumea e bucuroasă când Rapidul a câștigat. Eu vreau să vă felicit pentru modul în care ați reacționat de la începutul campionatului, când au fost acele discuții cu numirea lui Șumudică și galeria și-a dorit altceva la un moment dat. Și mie mi-era teamă că am fost rapidist, care am fost în club 3 ani de zile. Mi-era teamă că nu cumva de acolo să înceapă o implozie și de aia eu țin neapărat să remarc atitudinea noastră, atitudinea lui Gigi Corsicanu. Pentru că mulțumesc frumos! Ați reușit să controlați spiritele și încă o dată eu spun asta, nu să vă, cum, să vă perii pentru că n-am niciun interes, nu ne știm personal, dar dumneavoastră ați adus o notă de stabilitate care se vede în momentul ăsta în club, la nivelul conducerii și se vede și în rezultatele echipei și asta trebuie remarcată.
pentru că eu am fost acolo și momente bune și mai puțin bune, într-o perioadă în care clubul era al nimănui. În schimb, Constanta, în perioada aia când nu se știa dacă mai era Taher, dacă mai era domnul Copos, Constanta au fost suporterii. Și eu vreau să remarc chestia asta pentru că mi-a fost teamă că în perioada aia, cu discuțiile cu Șumudică, cu numirea antrenorului, să nu cumva să se pună presiune foarte mare pe jucători. Iată că dumneavoastră ați controlat lucrurile și jucătorii reușesc să vă dea înapoi prin rezultate și prin atitudine, pentru că nu întotdeauna rezultatele sunt cele care sunt meritate, dar atitudinea este de remarcat. Și atunci eu că am fost rapidist. Noi suporterii Rapidului nu ne băgăm niciodată în organigrama clubului. Nu, nimeni n-a spus asta. Din acest motiv avem președinte. Da. Din acest motiv noi ne ocupăm doar de organizarea suporterilor. Asta am vrut. Și de spectacolul pe care îl facem pe stadioane. Exact asta am vrut să subliniez și să vă felicit încă o dată, pentru că pe lângă faptul că sunteți un factor de echilibru, ceea ce n-a mai fost în foarte multe cluburi în fotbalul românesc și în sport în general, sunteți un factor care creați premisele performanței. Că, așa cum am spus, poate nu se poate întâmpla anul ăsta să iasă rezultatul pe care și-l doresc toți rapidiștii, dar dumneavoastră sunteți acolo cu toți în jur și creați un factor de stabilitate, ceea ce eu n-am mai văzut la Rapid în ultima perioadă. Și asta e de remarcat. În decursul timpului, trebuie să amintim. Da. În decursul timpului au fost momente în care suporteri n-au fost chiar suporteri. În decursul timpului, să nu ne amintim, să nu mergem în istorie când îi alergau pe jucători pe șinele de tren, nu? Că știu. Nu e o legendă. Și au mai fost episoade în care s-au pierdut niște meciuri importante și poate chiar și trofee într-o ecuație completă din cauza frecușurilor care au existat. Dar e bine că acum e frumos. Arată bine pe Giuleștiul nou, e superb, se face pielea de găină. Da, e pentru asta. Asta am vrut să remarc. Asta e adevărat. Pentru asta e făcut fotbalul. Și pentru primordial asta pentru noi este să ne bucurăm de fotbal. Primordial pentru noi este să avem, să putem merge pe Giulești, să ne susținem echipa și să facem spectacol. Ce ați face dacă ați câștigat titlul? Randament automat contestăm, pentru că noi suntem plătitori de bilete și abonamente, nu suntem o galerie întreținută și întotdeauna ne vom striga și nemulțumirile în cazul în care echipa nu merge. Dar atâta timp cât cu toții formăm un echilibru, împreună suntem puternici. Familia Rapid este o familie puternică. Ce ați face dacă ați câștigat titlul? Vă dați seama că am petrecut 7 zile și 7 nopți. Mă gândeam așa că ați ieșit la universitate, ați ocupat podul Grant. Bine, e în lucrare, se lucrează. Nu, am ieșit peste tot în lume, pentru că avem rapidiști peste tot în lume și am sărbătorit peste tot în lume. Da, ar fi frumos. E nevoie, iar echipele cu suporteri foarte mult și frumoși sunt cu atât mai mult admirate. Mulțumesc tare mult pentru intervenție. Mai doream să întreb ceva pe domnul Ungurean. Te rog. Cu tot respectul, vreau să vă întreb ceva. Cum comentați incidentele care au fost aseară în tribune? Scandalele xenofobe, petardele, fumigenele? Cele petarde fac parte din spectacol, pentru că nu au fost răniți, nu au fost oameni care să pățească ceva. Acum nu putem să mergem la stadion, să confundăm stadionul cu teatru. Cine vrea să meargă la teatru, e liber să meargă la teatru. Cine vrea să meargă pe stadion, acele artificii, acele petarde, fac parte de spectacol. Sunt interzise pe stadion, dar, de aceea vă întreb. Încă ceva, se poate face cei care le folosesc își asumă. Se poate face o inițiativă legislativă de modificare a acestei legi, legea 4, și se pot reintroduce acestea. Împreună cu dumneavoastră, cu oamenii de presă, am putea reuși să schimbăm această lege care este prea exigentă. Pentru o torță pe stadion să primești dosar penal, închisoare, mie mi se pare strigător la cer. Și altul care omoară un om pe o trecere de pieton să ia cu suspendare. Deci sunt legile puțin suprapuse în România. Ar trebui cu ajutorul dumneavoastră să putem, să ni se permită cu firme de pirotehnie autorizate, să putem să aprindem totul organizat. Pentru că așa se face spectacolul pe stadion. Nu putem să facem ca pe timpul lui Ceaușescu, pe 23 august, să mergem cu cearșafuri și să stăm jos pe scaune și așa mai departe. Haideți să evoluăm, suntem în 2023, lumea evoluează, nu trebuie să trăim în trecut.